zilele de 10 și 11 mai la Bruxelles, în Belgia, a avut loc întâlnirea anuală a membrilor Serviciului European pentru Vocații. Au participat reprezentanți din 12 țări. Printre aceștia au fost prezenți și părintele Ioan Bălan, reprezentant al diecezei de Iași, și părintele Petru Ciobanu din partea diecezei de Chișinău. Lucrările au urmărit trei aspecte, și anume situația actuală a acestui serviciu, alegerea unui nou coordonator pentru o perioadă de 5 ani și a doi colaboratori pentru o perioadă de 3 ani, pregătirea simpozionului din cadrul Consiliului Conferințelor Episcopale din Europa de anul viitor, numit a însoți tinerii să răspundă liber la chemarea lui Dumnezeu, care va avea loc la Barcelona în perioada 28-31 martie 2017. Un grup de credincioși din parohia catolică din Moinești au mers în pelerinaj la Poarta Sfântă din Bazilica Sfântul Petru din Vatican. Însoțiți de parohul comunității, credincioșii au participat la audiența generală a Papei Francis de miercuri 11 mai și la Sfânta Liturghie celebrată la ora 17 în Bazilica Sfântul Petru de cardinalul Angelo Comastri, vicarul sanctității sale. În perioada 12-15 mai, la Barați au fost misiuni populare care au culminat cu hramul Bisericii Coborârea Duhului Sfânt, precedat de pelerinajul credincioșilor din împrejurim cu ocazia Rusaliilor, la binecunoscuta statuie a Maicii Domnului. Predicator a fost părintele Felician Tiba, directorul oficiului pentru pastorația familiei și a laicilor din dieceza de Iași. În aceste zile de har, credincioșii din Barați, dar și pelerinii s-au rugat, au participat la sfintele liturghii și au mers în procesiune cu statuia Maicii Domnului pe străzile localității. La finalul acestor zile, toți cei care au participat la misiuni și la pelerinajul de la Barați au primit indulgența jubiliară. Vineri 13 mai s-a desfășurat la Cacica pelerinajul bolnavilor și al personalului care lucrează în cadrul structurilor sanitare și socio-caritative. Pelerinajul a fost organizat de Oficiul pentru Pastorația Sanitară din dieceza de Iași, Serviciul de Îngrijire la Domiciliu al Centrului Diecezan Caritas Iași, Oficiul Diecezan pentru Pelerinaje, Sanctuarul Marian de la Cacica și parohiile diecezei de Iași. Au fost prezenți aproximativ 1000 de persoane bolnave. Acestea au intrat prin Poarta Sfântă, au participat la celebrarea penitențială urmată de recitarea Sfântului Rozariu și Sfânta Liturghie, prezidată de preasfințitul Petru Gherghel, având alături peste 30 de preoți din parohiile diecezei. După amiază, pelerinii au participat la adorația euharistică, care a fost pregătită de surorile misionare ale Pătimirii lui Isus și condusă de părintele Eugen Robu. Pelerinajul la Cacica s-a încheiat cu sfințirea obiectelor religioase. La celebrare au participat și două grupuri de pelerini din Răchiteni și Barticești. În parohia Pustiana s-a celebrat ziua bolnavului vineri 13 mai, aproximativ 40 de persoane, ce nu pot participa la Sfânta Liturghie din cauza bolii sau a vârstei, au fost ajutate să vină la biserică în ziua dedicată lor, au participat la Rozariu și la Sfânta Liturghie. După binecuvântarea finală, toți bătrânii și bolnavii care s-au spovedit și s-au împărtășit au primit sacramentul Ungerii Bolnavilor. Ziua s-a încheiat cu o masă festivă în casa parohială, la care au luat parte bolnavii și însoțitorii lor. Parohia Romano-Catolică Sfânta Fecioară Maria Regină din Iugani a celebrat ziua bolnavului vineri 13 mai. Evenimentul a fost organizat de preoții parohiei în colaborare cu Centrul de Îngrijire la Domiciliu din Iugani, serviciu al Centrului Diecezan Caritas Iași. La liturghie au participat persoane bolnave care din cauza stării în care se află nu pot participa la celebrările liturgice din cadrul comunității. De asemenea, a fost prezent și un grup de credincioși din Germania, reprezentând asociația Helfende Hände, care prin bunătate și generozitate s-au alăturat celor bolnavi, bătrâni și săraci. În sărbătoarea Sfântului Apostol Matia, sâmbătă 14 mai, la sediul Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman, a avut loc a șasea ediție a întâlnirii dintre preoții profesori a Institutului Gazdă cu cei de la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași. Întâlnirea a cuprins primirea și salutul de bun venit al părintelui Damian Pătrașcu, rectorul Institutului Teologic din Roman, Sfânta Liturghie, prezidată de monsignorul Benone Farcaș, rectorul Institutului Teologic din Iași, momente de recreiere și o capă frățească.
Cu Maica Milostivirii, la începutul maturității noastre, a fost tema pelerinajului la care au participat aproximativ 150 de elevi de clasa 12-a, sâmbătă, 14 mai, la sanctuarul de la Cacica, fiind a patra ediție. Tinerii pelerini au fost întâmpinați la intrarea în Cacica de Preasfințitul Petru. Cu rozariul în mână, grupul a pornit spre sanctuar, invocând-o pe Maria în misterele de bucurie ale rozariului și în cântări alese. După ce au trecut prin Poarta Sfântă, a urmat un moment de cateheză ținut de părintele Iulian Misariu de la Liceul Franciscan din Roman. În tot acest timp, fiecare a avut posibilitatea de a primi iertarea milostivă a tatălui în sacramentul spovezii. La ora 12, pelerinii au participat la Sfânta Liturghie prezidată de Preasfințitul Petru Gherghel, care a avut alături preoții însoțitori ai grupului și preoții de la sanctuar. După amiază, tinerii pelerini s-au unit cu Iisus în Euharistie în timpul unei ore de adorație. Sâmbătă 14 mai, la seminarul teologic liceal Sfântul Iosif din Bacău, s-a desfășurat campusul vocațional pentru ministranții și adolescenții din dieceza de Iași. Au participat 183 de tineri și ministranți din 41 de parohii care au dorit să afle mai multe despre tot ceea ce presupun seminarul și formarea pentru Sfânta Preoție. La ora 10.30 a avut loc Sfânta Liturghie, prezidată de părintele Eduard Soare, profesor la Seminarul Mare din Iași. După Sfânta Liturghie, ministranții au putut viziona o piesă de teatru inspirată din parabola fiului risipitor. Apoi, părintele director, Anton Săboanu, a prezentat oferta educațională a seminarului și a liceului catolic din Bacău, sublinind că aceasta vizează dezvoltarea și maturizarea fiecărui tânăr pe cele trei planuri, spiritual, uman și intelectual. După masa de prânz, ministranții au fost invitați la activități sportive și recreative. Sâmbătă 14 mai a avut loc în parohia Sfântul Nicolae din Bacău prima ediție a cursului pentru logodnici de anul acesta. Cursul, intitulat De la eu la noi, este organizat de Oficiul pentru Pastorația Familiei și a Laicilor din dieceza de Iași și coordonat de părintele dr. Felician Tiba. Au participat 12 perechi de tineri din decanatul de Bacău, care au arătat prin deschiderea lor că sunt gata să pășească în necunoscuta, dar minunata viață de familie. Cursul a cuprins mai multe teme care au surprins aspecte din viața căsătoriei, iar la final toți tinerii participanți au primit un atestat de participare. Preasfințitul Petru Gherghel și Preasfințitul Aurel Percă au administrat sacramentul mirului celor 84 de tineri din parohia Adormirea Maicii Domnului din Iași, duminică 15 mai, în sărbătoarea coborârii Duhului Sfânt. Preasfințitul Petru a prezidat liturghia pontificală de la ora 11, la care a participat Preasfințitul Aurel, 12 preoți și numeroși credincioși, mulți dintre ei fiind rude ale celor care au primit mirul. Candidații pentru mir au fost pregătiți de părintele Pavel Beșleagă, ajutat fiind încă de 3 cateheți. Preasfințitul Aurel Percă a ales în cadrul omiliei 7 candidați la mir, cărora le-a adresat diferite întrebări despre importanța și rolul pe care Duhul Sfânt îl are în viața bisericii. A urmat apoi celebrarea sacramentului mirului. Candidații și-au reînnoit făgăduințele de la botez cu lumânarea prinse în mâini. Episcopul a rostit rugăciunea de invocare a Duhului Sfânt, după care amândoi episcopii i-au însemnat pe adolescenți și tineri cu pecetea Duhului Sfânt. Duminică 15 mai, credincioșii din parohia Dofteana au sărbătorit hramul bisericii din localitate închinată Duhului Sfânt. Liturghia a fost prezidată de părintele Augustin Benchea, decan de Moinești. Predicator a fost părintele Cristian Ignat, profesor la seminarul din Bacău. Au fost prezenți preoți din decanatul de Moinești, preoți invitați și un mare număr de credincioși.